cu cântarea numărul 265, Dacă Domnul i-a ta desfătare. Da, Tată bun și sfânt care ești în ceruri, vrem să trăim prin credință și vrem să obținem biruința. Ajută-ne să stăm tari până la sfârșit. Dar pentru aceasta te rog, binecuvintează această comunitate, binecuvintează fiecare frate, soră, prieten și vizitator, ca să înțeleagă că adevărata cunoaștere se obține numai în mod experimental, acceptând să-și supună fiecare voința ție și să fie golit de euul său, pentru ca tu să poți să domnești și să lucrezi în noi și voința și înfăptuirea după buna ta plăcere. Ajută-ne, Doamne, să nu mai purtăm grijă de firea pământească pentru ca să-i stârnim poftele, pentru că vedem foarte bine că lăcomia a fost păcatul original și în cazul diavolului și în cazul Evei și a lui Adam, și apoi s-a perpetuat până în zilele noastre, astfel încât apostolul Pavel, plângând, le spunea filipenilor că sunt unii care se gândesc la lucrurile de pe pământ și Dumnezeul lor este pântecele lor și slava lor este în rușinea lor. De aceea Domnul ne îndeamnă să ne ridicăm capetele, să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, mai ales că El ne vorbește prin semnele apropiatei sale reveniri, că El este gata să vină, dar așteaptă ca noi să fim gata și mai ales așteaptă să-i avertizăm și pe cei care nu au avut privilegiile și ocaziile noastre de a înțelege adevărul, de a-l trăi și de a-l experimenta prin har, prin credință și mai ales de a fi curățiți prin sângele Domnului Hristos. Îți mulțumim și te rugăm să faci ceea ce are nevoie fiecare dintre noi și să ne ajuți, Doamne, să nu ne abatem de la calea cea dreaptă, pentru că vrem să te onorăm pe tine și nu firea noastră pământească, ajută-ne să ne curățim de orice influență lumească prin meritele Domnului Hristos și prin Duhul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Vă spun pacea Domnului. Renunțarea la firea pământească. În cartea 2 Timotei, la capitolul 4, începând cu versetul 1, citim: Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa.
Observăm aici că cum Pavel își începe apelul final către tânărul său colaborator Timotei, cu o hotărâre și curaj care ies puternic în evidență, el face referire la stabilirea împărăției veșnice a lui Hristos, a dreptății și a păcii sale, care va urma după cea de-a doua venire a sa. Apocalipsa 11:15 citim: Îngerul a șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și al Hristosului său. El va împărăți în vecii vecilor. În continuare, în versetul 2, ne spune Pavel: Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Aici Pavel ne arată cum îl roagă stăruitor pe Timotei să îndeplinească lista sarcinilor din partea lui Dumnezeu. Metoda lui Hristos de a comunica adevărul constituie modelul pentru fiecare creștin. Hristos își concentra atenția doar la descoperirea adevărului. El refuza să piardă timpul cu teoriile eronate sau cu polemici. El dorea ca oamenii să fie întăriți pentru viața de zi cu zi. Îndemnul propovăduiește cuvântul sugerează și un conținut menit să-i ajute pe oameni să lupte împotriva ispitei și chiar să rezolve problemele vieții de zi cu zi. Nu există o armă mai puternică cu care să lupți împotriva diavolului decât Scriptura. Iisus, când a fost ispitit, el a răspuns cu: este scris. Ca să știm ce este scris, trebuie să citim în fiecare zi din cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta te va îndepărta de păcat sau păcatul te va îndepărta de cartea asta. Nu ai cum să fii aproape de păcat și aproape de Biblie. Nu ai cum să fii aproape de polul nord și de polul sud în același timp. Mustră. Înseamnă că fiecare om ar trebui să fie avertizat de păcatele sale, dar avertizarea trebuie să fie bazată pe dovezi de necombătut din cuvântul lui Dumnezeu. Ceartă. Presupune că păcatul flagrant cere o cenzură aspră, iar datoria bisericii constă în a descoperi atitudinea lui Dumnezeu față de nelegiuire. Păcatul trebuie mustrat, dar păcătosul trebuie să fie iubit. Îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, spune. Ne face referire că orice aspect a datoriei slujitorului Evangheliei, fie mustrare, fie ceartă, fie îndemn, trebuie să fie înveșmântat cu răbdare și împreună simțire. Mustrarea aspră, rece, nu îi va aduce pe păcătoși la Hristos. Mai departe, în versetele 3 și 4. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Aici Pavel afirmă cu o realitate cruntă care se întâmplă în zilele noastre. Oamenii vor să audă doar ce vor ei să audă, învățători după poftele lor. Își vor alcătui propriile doctrine în acord cu dorințele lor. Cei care sunt descriși aici refuză să accepte Biblia ca o unică autoritate și ca singura lor normă de comportament. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Ne spune mai departe în versetul 5. Vedem cum Dumnezeu aici te îndeamnă pe tine și pe mine să fim stăpâni pe sine, să nu ne abatem de la calea Lui, să căutăm mai întâi calmul și chibzuința care ne vor pregăti pe tine și pe mine să facem față oricărei dificultăți care s-ar ivi. Să fim părtași la natura sa divină. Prin noi înșine nu putem face nimic. Bun. Cum putem să fim noi părtași la natura divină? Venind la Hristos așa cum suntem noi, nevoiași, neajutorați, dependenți. El a murit ca să ne facă posibil să fim părtași de natură divină. El a luat natura umană asupra sa pentru a ajunge la omenire. Cu lanțul de aur al iubirii sale fără egal, El ne-a legat de tronul lui Dumnezeu. Trebuie să avem putere să biruim așa cum și El a biruit. El le face următoarea invitație tuturor: Veniți la mine, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, ne zice la Matei 11, de la 28 la 30.
Noi avem o parte de făcut în această lucrare. Nimeni să nu creadă că bărbații și femeile vor fi duși în cer fără să se angajeze în lupta aici jos. Avem o luptă de dus, o victorie de câștigat. Dumnezeu ne spune, duceți până la capăt mântuirea voastră. Dar cum să facem asta? Cu frică și cu tremur. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni 2 cu 12 și 13. Dumnezeu lucrează și omul de asemenea lucrează. Numai astfel putem fi părtași de natura divină. Iată echilibrul adevăratei religii. Trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, lucrând în armonie cu El. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3 cu 9. În fiecare zi Dumnezeu lucrează la clădirea sa pentru a-i perfecționa structura și să devină un templu sfânt pentru el. Omul trebuie să coopereze cu Dumnezeu, străduindu-se în puterea sa să facă ceea ce Dumnezeu îl desemnează, să fie construindu-și viața cu fapte pure, nobile. Dumnezeu ne cere să trăim doar câte o zi pe rând. Nu trebuie să te uiți cu o săptămână sau cu o lună înainte. Astăzi, fă tot ce este posibil. Astăzi vorbește și acționează într-un mod care îl va onora pe Dumnezeu. Făgăduința este puterea ta să țină cât zilele tale. Deuteronom 33 cu 25. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare în parte, să ne dea puterea să luptăm până la sfârșit și să folosim toate darurile pe care El ni le-a dat și să fim biruitori pe toate planurile. Trei persoane care ar fi îndemnate să se roage, vă invit la rugăciune. Iar ultima rugăciune voi înălța de aici, de la amvon. Îți mulțumim că suntem în casa de rugăciune. Îți mulțumim pentru ocrotirea, pentru dragostea și pentru purtarea ta de grijă care ai avut-o față de fiecare dintre noi. Îți mulțumim că numai prin puterea ta, Doamne, suntem în viață și numai prin tine ajută-ne ca să putem să biruim tot ce este rău în inima noastră, în mintea noastră și în jurul nostru. Amin. Îți mulțumim că ești alături de noi. Îți mulțumim că ai biruit și că ne vei da și nouă biruința pe care Tu ai făgăduit-o fiecăruia dintre noi. Atâta timp cât suntem legați de Tine, cât suntem dependenți de Tine și ascultăm de cuvântul Tău. Amin. Lăudat să fii, Tată bun, prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Tată Ceresc, venim cu recunoștință înaintea feții Tale, că Te-ai îndurat, Doamne, să ne ajut să venim să ne întâlnim cu Tine. Te rog, Doamne, din suflet, să privești cu milă și îndurare la fiecare suflet în parte. Doamne, nu suntem demn de numele Tău. De multe ori Te-am întristat, de multe ori Te-am supărat. Te rugăm să ne ierți și să ne întărești. Venirea Ta e foarte aproape, Doamne. Pe zi ce trece sunt multe evenimente care ne cere, Doamne, să fim mai strâns legați de Tine. Te rugăm, Doamne, dă-ne putere, dă-ne, Doamne, tot ce trebuie ca să putem să înfruntăm greutățile care vine peste noi. Știm, Doamne, suntem bolnavi corporal și spiritual. Fără Tine nu putem să trăim. Te rugăm în suflet, fie-ți milă și de familiile noastre. Iar de noi, Doamne, e păcat atâția ani care am venit la Tine ca să fim în focul cel veșnic. Îndură-Te și iartă-ne și întărește-ne și îți mulțumim din tot sufletul pentru fiecare clip a vieții noastre care Te-ai îndurat de noi și ne-ai trezit în fiecare dimineață să vedem lumina zilei. Îți suntem recunoscători până la sfârșitul zilelor noastre. În numele Tatălui și al Fiului și Duhului Sfânt Te-am rugat. Amin. Amin. Să putem să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine. Fă-ne conștienți în fiecare dimineață când deschidem ochii și ajută-ne să cerem putere de la Tine.
Și ajută-ne să nu uităm în fiecare seară să-ți mulțumim pentru puterea pe care ne-ai dat-o. Te-am rugat toate acestea prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru încă o nouă zi. Îți mulțumim că suntem în viață. Mulțumim că suntem sănătoși și că am putut veni din nou în casa Ta de rugăciune. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care Tu le revezi zilnic asupra noastră. Fie ele materiale, spirituale, financiare, pentru familie, pentru copii, pentru casă, serviciu și tot ce Tu ne-ai dat de la Tine, Doamne, fără că să ceri de la noi decât smerire și pocăință, Doamne. Doamne, Tu știm că avem lupte și îți mai greșim. Doamne, Te rog să ne iei așa cum suntem, să ne ajuți să progresăm, să ne ajuți să creștem, să învățăm din greșelile noastre, Doamne, și Te rugăm ca prin Duhul Tău ce Sfânt să ne formeze caracterul după placul și după voia Ta, Doamne. Astfel încât în fiecare zi să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. Te rog să fii cu fiecare membru în această biserică, fii cu copiii, cu tinerii, cu părinții, cu bătrânii acestei biserici, Doamne, toți cei care sunt în suferință, Doamne, Tu să le aduci alinare, să le fii un mare medic și să ne dai, Doamne, fiecare zi speranța că ne vom reîntâlni cu Tine. Doamne, Te-am rugat toate acestea prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Tău în vecii vecilor. Amin. Amin. Raport al școlii de sabat. În sabatul din 25 februarie 2023, școala de sabat a bisericii noastre a fost organizată în 14 grupe, în care au fost prezenți 102 membri ai școlii de sabat și 4 vizitatori. Copiii de la grupa primară au dezbătut studiul Noe construiește o arcă, al cărui text memorat se găsește în Evrei 11:7. Prin credință, Noe a făcut un chivot ca să scape casa. Juniorii au studiat lecția cu titlul Un patriarh credincios. Textul memorat al studiului se găsește în Romani 12, la versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Amicoșii, împreună cu adulții, au aprofundat studiul 8, planificarea succesului. Textul memorat al lecției spune, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Scripturile ne învață că ar trebui să-i slujim Domnului din tinerețe, lucrând cu toată puterea noastră și credincioși. Și conștiincioși. Mai mult, trebuie să căutăm sfatul lui Dumnezeu în legătură cu tot ceea ce vrem să facem. Dumnezeu binecuvintează școala de sabat și biserica noastră. Amin. Și după cum știți, urmează școala de sabat. Atenție la lăcomie! Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Urmează studiul pe grupe până la ora 11, pentru că s-a terminat mai devreme. Deci până la 11 fix avem de studiat. Atenție la lăcomie! Vă doresc un studiu binecuvântat la fiecare dintre dumneavoastră.